Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru luni. În ziua de luni totul e ca o nebunie totală, apar tot felul de vești care mai de care mai surprinzătoare. Este o zi în care apar tot felul de vești ciudate legate de drum. Poate este o zi cu succes, este și o zi în care trebuie să fim puțin atenți pe drumuri și, de asemenea, poate să fie și o zi cu triumf, da? O zi în care poate suntem cu toții dornici de un mic mare război, așa, poate cu oamenii din jur, poate este un moment în care liniștea nu mai poate, da? Pentru că, vedeți voi, trecutul bate la ușă, da? Bate la ușă în ziua de luni și atunci bate la ușă, doar că de data asta, da, suntem invitați să reluăm povestea, să reluăm lupta, să reluăm discuția, suntem invitați să spunem lucrurilor pe nume. O zi în care apar tot felul de vești surprinzătoare, de asemenea, ziua de luni vine cu succes, vine cu bucurie, dar în același timp vine și cu tot felul de lucruri pe care le-am făcut în trecut sau pe care nu le-am făcut și care acum, bineînțeles, pot bate la ușă. Tot felul de decizii pe care le putem lua brusc, da, cum ar fi gata, de mâine mă mut, de mâine încep proiectul, de mâine nu știu ce lucru se întâmplă. Poate să fie și o zi cu descărcări karmice, da? Însă, în general, ziua de luni, să știți că în continuare, da, este sub influența conjuncției Jupiter-Uranus, în continuare sunt aspectele respective pe cer, doar că, na, luni suntem cu toții prinși pe relațiile cu ceilalți, da, și putem să ne revedem cu oameni din trecutul nostru, rude, foști clienți, foști parteneri, dar de asemenea se pot relua și anumite negocieri sau se pot relua anumite discuții. Bun. Cam atât în mare parte, o să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și de asemenea te invit cu drag la previziunile pentru această săptămână, când avem lună plină în Scorpion, o lună plină care din punctul meu de vedere cu siguranță va ajuta conjuncția care e pe cer Jupiter-Uranus și cu siguranță luna asta plină în Scorpion va avea un impact destul de mare, având în vedere că ascendentul e în Vărsător, având în vedere că Pluto e și el implicat în poveste, deci cu siguranță se întâmplă lucruri. Ok, hai să începem cu berbecul. Pentru berbec, uite, luni te revezi cu un fost client, cu un fost partener, poate chiar luni berbecul reia o discuție, poate legată de acte, poate legată de o rudă. Berbecul de asemenea este foarte comunicativ în ziua de luni, doar că este și un moment în care e posibil să vezi puțin lucrurile dintr-o altă perspectivă. Tot pentru tine, este o zi în care poate să se reia o discuție în casă, în familie, să poți să reiei o discuție cu o rudă privind niște acte, privind o problemă care trebuie rezolvată. Dar uite, pentru berbeci să știți că și o fostă iubire poate să bată la ușă în ziua de luni sau să vă apuce pe voi dorul. Da? Este ceva acolo care se petrece și care vă pune foarte mult pe gânduri. Da? Ce avem aici? Steaua și cu regina de cupe, o legătură cu zodia Vărsător, zodia Rac, Pești, Scorpion. Berbecul are o foarte mare speranță în ziua de luni, văd aici un adevăr pe care îl poți afla, dar și o zi în care dai dovadă de multă autenticitate. Apoi avem valetul de cupe, o veste bună pe care o primești, dar și o întâlnire cu o femeie, cu un copil, sau uite, dacă ești femeie și ai copii, poți să afli o veste bună despre copilul tău în ziua de luni. Apoi, avem aici 9 de spade, este un oarecare stres pe care îl simți, dar văd și o zi de luni în care mintea ta este împărțită în mai multe direcții. Uite, este un moment bun să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă, să încerci să întorci o problemă pe toate părțile ca să găsești cea mai bună soluție. Zodia Taur. Pentru Taur, trecutul bate la ușă pe muncă și pe sănătate. Cu siguranță Taurul acolo poate relua o discuție la muncă privind zona financiară, privind o anumită nedreptate și tot pentru Taur, acum nu știu, uite, poți să reiei o activitate cu partenerul, o activitate pe care ai lăsat-o în urmă. Pentru unii Tauri, poate cine știe, iubirea bate la ușă pe la muncă, doar că aici ar trebui să fiți puțin atenți, da?
Și tot pentru tine poate să fie o situație la muncă în care ești pus. Muncă poate să însemne și că faci curat în casă și că, nu știu, te ocupi de ceva important. Trecutul bate la ușă și taurul începe să reanalizeze puțin, poate, nu știu, banii pe care îi primești, pentru că acolo ceva nu prea place, nu prea convine și atunci stai și te gândești, băi, se merită, că banii parcă nu și-au rostul, parcă nici nu mă simt bine. Pentru taur poate să revină o problemă de sănătate în ziua de luni, nu e ceva grav, care să te pună pe gânduri. Da? Să te pună pe gânduri că ceva mai ai de curățat, ceva mai ai de schimbat pe acolo. Poate și vreo veche iubire mai bate la ușă pentru taur luni, cine știe, e posibil și acest aspect. Hai să vedem. Asul de spade pentru tine și valetul de spade. Deci ești foarte curios aici în legătură cu o victorie, în legătură cu o decizie. De asemenea, taurul e dornic să afle lucruri noi în ziua de luni. Vezi că poți să afli niște secrete de pe la muncă sau secrete importante care să te pună foarte mult pe gânduri. Apoi avem 10 de monede, casa și familia sunt importante, dar văd aici și o adunare de oameni în care mergi, poate este o ședință, poate se ia o hotărâre într-un grup din care faci tu parte, că e la muncă, că-s prietenii, că e vreo organizație, fiecare cum știe. 9 de monede, uite, bani care ți intră, te simți împlinit, mulțumit, relaxat, primești bani. Poate să fie și o zi în care îți recapeți încrederea în tine, pentru că da, este și o perioadă în care taurul vrea să se afirme și nu prea mai suportă tot felul de lucruri. Zodia Gemeni. Pentru Gemeni, trecutul bate la ușă în ziua de luni din zona iubirii. Da. Din zona iubirii se reia o discuție cu partenerul privind o mutare împreună, privind o separare pentru alții. Și tot gemenii în ziua de luni se pot trezi într-o situație cu partenerul sau într-o situație cu un copil sau într-o colaborare, într-o afacere care să te determine să reanalizezi puțin viitorul situației și care poate să te determine să-ți mai schimbi puțin planurile de viitor. Tot pentru gemeni este o zi în care aveți multă creativitate, sunteți bine susținuți pe a vă relaxa, pe a vă simți bine, doar că e ok să nu cădeți în extrema aceasta și să vă apucați și de treburile pe care le aveți de rezolvat. Gemenii singuri, nu știu, și pentru voi, poate dragostea bate la ușă, cine știe, de prin trecut, vă apucă dorul de cineva sau aveți pe cineva în jurul vostru care poate ar vrea să reia legătura cu voi. Dar, în general, ziua de luni e despre relaxare. Pentru gemeni e despre iubire. Hai să vedem. 4 de monede, regele de spade. Ai legătură aici cu o persoană tare încăpățânată. Unii poate aveți legătură cu o instituție publică sau cu o companie mare. Văd aici niște reguli foarte bine puse la punct pe care cineva le are. Poate tu ești mult mai sigur pe tine. Poate ai legătură cu o persoană care este ceva mai încăpățânată. 10 de bâte. Multe activități care apar pentru gemeni în ziua de luni. Dar poate este și un moment în care e bine să vă vedeți prioritățile și să vedeți un program așa mai bine pus la punct, mai bine organizat. Ultima carte, 8 de monede, munca este importantă, dar gemenii văd că repară ceva în ziua de luni sau sunt foarte atenți la detalii. Este și o zi în care cu adevărat aveți mult de lucru și cu siguranță relaxarea e pe planul 2. Da? Aveți o încredere mare în voi luni, nu știu, vreți să rupeți zidurile, rupeți tot. Da, mutați munții. Zodia Rac. Pentru Rac, trecutul bate serios la ușă legat de casă și de familie. Poate e vorba de un sfârșit, poate e vorba de o discuție care se reia acolo cu tatăl, cu mama, cu partenerul de viață. Sunt discuții legate și de acte, și de drumuri, și secrete care pot ieși la suprafață. Însă eu aș recomanda Racului o mai mare atenție și pe zona aceasta energetică, pentru că n-aveți cea mai bună energie din lume și atunci ar fi bine să vă mai odihniți luni. Sunteți prinși acolo, pe casă, cu rudele, aveți tot felul de lucruri din trecut pe care trebuie să le faceți, alții vă ocupați de treburi casnice și chiar dacă sunteți pe la muncă, da, dorul și mintea tot pe acasă sunt.
Pentru rac este o zi bună, doar atât, da, că se pot relua anumite discuții. Sau vă puteți trezi pur și niște situații în care ați mai fost. Trei arcane majore până acum. Judecata și puterea, da. O legătură cu zodia leu, dar și un moment al judecății de apoi. Poate să iau o hotărâre importantă privind casa și familia, dar tot pentru rac este o zi în care te revezi cu cineva drag ție, stați de vorbă. Racul poate să lupte mai mult pentru pasiunea sa, pentru inima sa. Este o femeie aici care îți dă o veste sau care ia o decizie, iar dacă ești femeie, vezi că hotărârea e la tine. Apoi avem magicianul, deci lucrezi la ceva, încerci să-ți folosești toate uneltele necesare pentru a face cea mai bună ciorbă, cum se spune. Și tot pentru tine, vezi că este și o zi în care e bine să nu insiști pe absolut nimic și este o zi în care e bine să urmărești semnele din jurul tău, pentru că asta te-ar ajuta foarte mult. Dar e ca și cum aici se ia o decizie, gata, de mâine facem curat în casă, de mâine ne mutăm, de mâine facem niște schimbări, da? Patru de spade, nu știu, parcă vă pregătiți aici de o vacanță, de o călătorie undeva, vă duceți la rude, vă vin rudele în vizită. Patru de spade vine și cu un moment de relaxare pentru rac, deci ceea ce se întâmplă aici, discuțiile astea care se reiau, activitățile astea care la fel se pot relua sau poate sunt lucruri care s-au mai întâmplat și acum se repetă. De data asta e cu liniște și cu pace. Da, cineva vrea să se elibereze aici dintr-un blocaj, dintr-o închisoare. Zodia leu. Pentru leu, trecutul bate la ușă legat de o rudă sau faci un drum scurt într-un loc în care ai mai fost. Leul poate relua legătura cu o rudă sau cu cineva din apropierea casei. Și tot leul poate reciti astăzi un contract sau niște acte, poți să reiei o discuție privind o înțelegere pe care ai făcut-o cu cineva, însă tot astăzi ai ocazia să rezolvi ceva foarte important privind niște acte sau privind o colaborare, privind o relație importantă. Cumva ești într-o poziție de putere, ești într-o poziție bună în perioada asta și atunci e posibil să universul ăsta să-ți dea oamenii potriviți care să te ajute. De asemenea, leul poate să afle un secret în ziua de luni sau poți să ai o întâlnire cu o persoană care te cam agită. Nimic rău în asta, unii puteți să reluați o negociere, da? Chiar ar fi de bun augur, iar alții parcă sunteți prinși acolo pe un examen sau pe un drum important. Da? Însă e ceva ce se reia, adică nu e ceva nou, de nicio culoare nu, deci nu e ceva nou, e o veche persoană, e o situație care nu ți este necunoscută, adică ai mai fost pus în situația aia, nu e prima dată când se întâmplă așa ceva. Hai să vedem, dragilei, ce trebuie să știți voi. Nouă de bâte, 8 de cupe, da, o oarecare teamă, oboseală, văd pe cineva care renunță la ceva anume, lasă ceva în urma sa. Poate este un moment în care zici gata, am întrerupt legătura cu un inamic sau am lăsat anumite persoane toxice în spatele meu, dar tot leul astăzi poate să amâne anumite activități sau poate lăsa în urmă o teamă pe care o are. Spânzuratul, o legătură cu zodia pești, dar și o zi de luni în care începi să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Poți să găsești o soluție absolut genială la o problemă care este de mult timp în viața ta. Ultima carte este arcana majoră moartea, o legătură cu zodia scorpion, dar și un sacrificiu aici care se face. Poate să însemne pentru leu și un sfârșit care are loc, ceva ce se închide, ceva ce începe să arate altfel. Îți găsești împlinirea, liniștea, doar că trebuie să lași teama aia deoparte. Zodia fecioară. Pentru fecioară, trecutul bate la ușă pe zona financiară, poate ai făcut tu ceva bun prin trecut și acum primești recompensă, primești cuvinte de laudă, cuvinte de apreciere, însă tot fecioara poate să reia o discuție importantă, poate la muncă sau faci un drum către o instituție publică pentru a rezolva o chestiune financiară, da? Poate ai un împrumut sau ai împrumutat pe cineva cu niște bani.
Este acolo un moment în care ar cam trebui să te concentrezi mai mult pe tine, da? Și de asemenea, poate, știu eu, fecioara ar trebui să gândească puțin și la viitorul său în ziua de luni. Dar oricum ar fi, ești prins acolo pe bani, pe mâncare, sunt tot felul de discuții acolo legate de valorile tale, legate de valorile celorlalți și totuși văd și niște persoane importante care apar în jurul tău, dar și faptul că vei lua o atitudine diferită într-o situație care s-a mai petrecut în viața ta recent. Și e legată de bani, e legată de aprecierea pe care o primești, respectul pe care îl primești din partea celorlalți. Da? Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Echilibrul 4 de bâte, o legătură cu un săgetător, dar și o împăcare care apare în legătură cu o petrecere. Da? Poate să fie și o zi în care reușești să vindeci ceva, reușești să rezolvi ceva important din sufletul tău. Asul de cupe. Asul de cupe, o veste bună. O veste bună pentru tine, o veste de liniște, de pace, poate să fie și un nou început. Iar ultima carte, soarele. Deci poți să cunoști o nouă persoană în ziua de luni sau poți să primești o veste pozitivă de la un șef sau de la un proiect important. Te văd fericit, liniștit, relaxat. Deci o zi foarte bună pentru fecioară. O zi în care lucrurile se echilibrează, se liniștesc. Zodia Balanță. Pentru Balanță, trecutul bate la ușă pentru voi. Da? Se reia o discuție acolo legată de acte, legată de niște prieteni, legate de un drum, foști clienți care revin în atenția ta, dar este și o zi în care, pentru Balanță, poate se reiau anumite responsabilități și uite, de data asta le abordezi diferit, de data asta e ocazia să rezolvi problema. Da? Și asta e de bine. Mai multă odihnă aș recomanda pentru Balanță. Vezi că fie sunt niște responsabilități acolo pe care le-ai ignorat, fie discutăm despre niște responsabilități pe care, nu știu, ți le-ai asumat și nu prea ți aparțineau, adică trebuia să mai lași și la alții. Și acum se echilibrează povestea. Însă este o zi în care trecutul bate serios la ușă pentru tine, viață privată, sufletul tău. Te revezi cu oameni din trecut. Moartea și Cavalerul de Cupe, o legătură cu Zodia Scorpion, dar și o transformare aici legată de dragoste, legată de un drum, legată de o persoană dragă. Dar are legătură cu un blocaj, uite, care e de ceva timp și acum e ocazia să rezolvi problema. Șapte de monede înseamnă că analizezi aici tot ceea ce s-a întâmplat în trecut. Poate analizezi o investiție. Poate unii dintre voi stați și vă uitați spre o relație de prietenie, de la muncă, o relație de iubire. Vă uitați așa și ziceți, băi, uite cum s-au desfășurat lucrurile, iar alții cu siguranță sunteți prinși aici pe o moștenire sau pe o sumă de bani. Apoi avem 5 de cupe. E un oarecare regret pe care îl ai, te uiți spre partea goală a paharului, te uiți spre trecut și tot 5 de cupe poate să însemne și faptul că ai legătură aici cu o persoană puțin încăpățânată, este cineva care trece prin niște schimbări mari, dar balanța e posibil, da, să, nu știu, să ai o părere de rău în legătură cu ceva ce s-a întâmplat în trecut sau în legătură cu ceva ce nu s-a făcut. Atenție! Zodia Scorpion. Pentru tine trecutul bate serios la ușă, pe acolo pe unde te aștepți mai puțin. Vezi că ziua de luni e bună de odihnă pentru tine și de meditație, de rugăciune, e bună să dai un pas în spate și să stai acolo tu cu tine. Tot luni Scorpionul se trezește pus într-o situație în care a mai fost, legat de sănătate, legat de muncă, legat de plăcerea ta, de ce nu, și uite, luni parcă ești prins tu acolo, nu știu, pe niște acte, pe ceva, deci pregătești tu ceva acolo în secret, organizezi ceva în secret, stai mai mult tu cu tine, dar, repet, ziua de luni e tare bună pentru Scorpion, pe meditație, pe rugăciune și poate unii dintre voi vă treziți puși într-o situație în care ați mai fost legat de niște responsabilități de pe la muncă sau
Pot fi lucruri legate de bani, pot fi lucruri legate de o pierdere a energiei. Deci scorpionul poate să-și dea seama că undeva își pierde energia aiurea în ziua de luni. Și dacă îți dai seama unde îți pierzi energia aiurea și ce îți face rău, atunci na, o să faci și curățenie. Că urmează luna plină în zodia ta. Da. Hai să vedem. Doi de cupe, șapte de bâte. Da? Ești foarte curajos aici, e atitudine într-o relație, poate chiar te confrunți cu o persoană. Este o situație veche aici care, da, revine în atenția ta, însă tot pentru Scorpion este o zi în care poate ar fi bine să dai puțin un pas în spate. Pentru că, uite, avem aici un 5 de monede, deci o legătură aici cu zona sănătății pe care o ai. Poate cu o problemă financiară sau cu un loc mai sărăcăcios. E un moment în care scorpionul parcă luptă, da? Parcă nu vrea să renunțe la ceva sau parcă nu vrei să dai un pas în spate. Împăratul, o legătură cu un berbec, dar și o persoană aici mai încăpățânată. Unii puteți avea legătură cu un șef, cu părintele vostru, cu un bărbat cu autoritate din viață. Însă împăratul ăsta vorbește și despre cineva foarte, cum să zic eu, tare încăpățânat. Deci vedeți ce faceți. Unii e posibil să luați o decizie până la urmă și v-am zis, cu luna aia plină în zodia voastră, poate atunci spuneți și lucrurilor pe nume. Zodia Săgetător. Pentru tine este o zi în care trecutul bate la ușă din zona prietenilor, din zona planurilor de viitor, deci poate se reia acolo o discuție cu partenerul de viață, cu un copil, privind viitorul, privind anturajul, privind prietenii. Sau unii săgetători vă revedeți cu o fostă prietenă. Da? Vă revedeți cu o fostă prietenă. Poate este un moment în care vi se cere să mai reanalizați puțin relația cu persoana respectivă, poate chiar viitorul relației și de ce nu săgetătorul cam trebuie acolo să își facă până la urmă și datoria de prieten, că acum na, ori ignor total acolo, ori e mult prea mare influența din partea prietenilor și atunci la fel trebuie găsit un echilibru, aș spune eu. Atenție puțin pe partea asta de speculații financiare. Da? Cei aflați într-o relație de cuplu, uite, luni puteți să reluați o discuție cu partenerul privind viitorul relației, ce faceți mai departe, vă băgați într-o relație, vă mutați împreună, vă separați. Pentru alții vorba de viitorul copilului vostru, pentru alții poate chiar este vorba despre un prieten sau despre un grup de oameni din care faceți parte. Poate vă dați seama că e cazul să mai faceți chestii și pentru voi și să lăsați turma deoparte. Da? Deci asta e important. Cei care aveți afaceri sau aveți colaborări, uite, luni e bine de reluat o discuție sau e bine să te revezi cu o persoană din trecut, deci cineva cu care ai mai vorbit, cu care ai mai colaborat, e un moment bun, că poți să găsești o soluție faină. Hai să vedem pentru săgetător ce trebuie voi să știți. Valetul de spade, cavalerul de monede. Ești foarte energic astăzi și ești foarte curios să afli mai multe informații despre o situație financiară. De asemenea, săgetătorul aici e foarte curios în legătură cu o persoană foarte stabilă material. Este adevărat că este o persoană care se concentrează mult pe bani, dar asta este. Pe de altă parte, mergi undeva ca să rezolvi o chestiune financiară. Ei, cavalerul de spade poate să fie o oarecare confruntare pentru săgetător care apare. Văd o persoană aici foarte rece, foarte ciudată, cineva care nu gândește înainte să vorbească, iar unii puteți să aveți niște discuții ciudate la muncă sau în relația cu oamenii din jur. Ultima carte, turnul. Aoleu, dar ce faceți aici? Turnul ăsta vine cu o rupere, da? O întâlnire cu cineva, aflați niște lucruri și după aia se rupe povestea, se dă adevărul pe față. Turnul vine și cu un eveniment total neprevăzut, care nu prea ține de voi. Adică, v-am mai spus eu, sunteți într-o perioadă în care puteți să materializați extraordinar de ușor tot ceea ce gândiți, da? Tot ceea ce proiectați se materializează foarte ușor pentru săgetător.
Așa că vedeți ce vă proiectați, da? Vedeți ce faceți. Parcă e un duel aici, nu știu. Zodia Capricorn. Pentru tine este o zi de luni în care o veche responsabilitate reapare în atenția ta. Poate se reia o discuție pentru Capricorn legată de niște acte pentru casă și familie. Dar alții vă treziți puși într-o situație în care ați mai fost, legată de șeful vostru, legată de o responsabilitate, legată de un părinte. Iar alți capricorni poate acum... reapar niște chestiuni prin casă legate de o problemă de sănătate a cuiva, deci poate mergi cu cineva la medic sau poate primești o veste medicală, alții poate aflați că vă vin rude în vizită și acum na, trebuie să faceți mâncare, curățenie, trebuie să faceți de toate. Deci un moment bun, aș zice eu, pentru Capricorn, este și o zi acolo în care poți să, uite, poți să rămâi surprins de o hotărâre pe care cineva din jurul tău o ia. Spânzuratul 3 de monede, o legătură cu zodia Pești, da? Încep să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă, da? Poate e ceva legat de niște prieteni, de niște rude, tot Capricornul se sacrifică dintr-un anumit punct de vedere și ce mai văd aici e un 5 de spade, adică e o nedreptate pe care cineva o face, o persoană care își urmărește propriul interes, dar și cineva care profită de o poziție în care se află. 2 de bâte, ultima carte, deci aici poți să-ți faci planuri de viitor sau tot pentru Capricorn poate să fie o zi în care ceva se amână sau ceva funcționează mai greu. Și atunci lucrurile astea sunt cu un rost și anume să-ți clădești ceva pentru un viitor mai stabil, că atunci când iei lucrurile încet și sigur e mai ok. Na, Capricornul astăzi trebuie să învețe să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă și de ce nu să mai pună pauză sau poate chiar să mai reducă din anumite responsabilități. Zodia Vărsător. Pentru tine trecutul bate la ușă din zona străinătății, din zona actelor, din zona aceasta studiilor, ceva legat și de relația cu divinitatea. Acum ce să facem? Și pe acolo e important, da? Se reia o discuție acolo cu un copil, cu persoana iubită, se reia o negociere pentru Vărsător, dar repet, e ceva ce poate să vină pe zona de online sau poate sunt niște vești de la distanță. Unii poate aveți de reluat un examen în ziua de luni și atunci e bine, da? Sau aveți de repetat un examen, la fel e de bine, iar unii puteți să reluați să citiți o carte, deci recitiți o carte, reluați niște cursuri sau vă gândiți să faceți asta, pentru că oricum luni sunteți pe drumuri, n-aveți voi stare, dar știți cum vi se cere să puneți și lucrurile în practică, vi se cere să și spuneți lucrurilor pe nume, nu doar să le țineți acolo în voi, că asta e indicat. Da. Dar aveți ceva de rezolvat și cu o bancă, știu eu. 4 de spade, 6 de spade. Na. O zi cu relaxare, cu liniște, Vărsătorul face un drum important sau poate îți vine cineva în vizită, unii poate vă pregătiți de o vacanță. Regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Dar Vărsătorul parcă e liniștit în ziua de luni și merge așa liniștit la cumpărături, la muncă, îți vezi de treburile tale, mergi la vreo instituție financiară pentru a rezolva ceva important și tot pentru tine este o zi în care parcă faci un drum în zona rurală sau într-un mediu mult mai solid. Puterea, o legătură cu zodia Leu, dar și o zi plină cu pasiune pentru tine. De asemenea, este și o zi în care dai dovadă de curaj și de iubire față de tine și față de oamenii din jurul tău. Orice provocare apare, Vărsătorul are capacitatea să o rezolve și are capacitatea să dea dovadă de înțelepciune. Poate e cineva din jurul tău care are o problemă la drum. Zodia Pești. Pentru Pești trecutul bate la ușă în ziua de luni privind o bancă, economiile, o sumă de bani. Poate se reia acolo un moment pasional cu partenerul sau te apucă dorul de cineva.
poate primești și mesaje de la vreo fostă iubire, iar pentru alți pești poate reluați acolo o discuție privind banii pe care îi primiți la muncă, privind o mărire de salariu, privind niște responsabilități, iar bineînțeles că alți pești tot luni sunteți foarte mult prinși pe ideea aceasta de a mai elimina din viața voastră anumite lucruri și, așa cum am zis, se reiau acolo niște discuții interesante care pot ține și de acte, care pot ține și de bani, deci pe aici vă învârtiți voi în ziua de luni, însă, de așa cum am zis, este o zi foarte intensă pentru pești. Unii parcă aveți ceva de făcut acolo cu o bancă, cu moștenire, cu niște acte importante. Hai să vedem, dragi pești, ce zice și tarotul, ce trebuie să știți. Nouă de spade, 10 de bâte. E un oarecare stres aici privind multe responsabilități pe care le ai pe cap. Da, ziua de luni poate să fie aglomerată. Dar nu negativ, da? Multe lucruri de rezolvat aici. Moartea, o legătură cu un scorpion, dar și un sfârșit acestei perioade aglomerate. Și uite, sfârșitul e, nu știu, ține și de comunicare. Acum vezi tu, ai și energia necesară, ai și baterie, cum s-ar spune, și atunci universul zice, ia uite, peștii au baterie, au energie, hai să le dăm chestii de făcut și recompensăm după. O zi în care ai, nu știu, trebuie să închizi ceva, o situație, un proiect, ai de finalizat ceva. Iar ultima carte, Regina de Spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Reușești să clarifici ceva important astăzi și de asemenea îți poate veni o veste bună din partea unei instituții publice, iar alți pești, bineînțeles, începeți să vedeți lucrurile mult mai clar. O hotărâre mare legată de iubire pentru unii pești. Nu știu, sunteți mai duri. Sunteți mai duri. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru luni. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Vă reamintesc de previziunile pentru această săptămână, dacă sunteți curioși să vedeți ce vă așteaptă, că avem luna aia plină în scorpion, care e importantă, îl avem pe Mercur, care iese din retrogradare, deci se întâmplă lucruri. Ce să vă zic, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi de luni cât mai frumoasă și de o săptămână cu eliberări cât mai plăcute sufletelului vostru.